Bun găsit! Principiul acestei zile este economia, atât a energiei cât și a banilor. Să avem grijă cu resursele noastre. Berbecii au elan, au avânt, însă astrele spun că trebuie să fie atenți dacă direcția spre care vor să-și orienteze eforturile este cea corectă, pentru că riscă să risipească timp și energie inutil pentru tauri. Atenție la bani în prima parte a zilei și atenție la relații în a doua parte a zilei. Fiți mai cu grijă pentru emoțiile oamenilor apropiați care se pot supăra din nimic. Gemenii. Și ei e bine să scoată mai puțin bani din buzunare astăzi, dar și să investească energia în lucruri folositoare, pentru că sănătatea se poate resimți. Pentru raci, vorbim astăzi de multă atenție, mai ales după amiază, la stările celor din jur. Au un flair extraordinar și asta îi avertizează acolo unde lipsesc cuvintele sau oamenii nu vor să se dea de gol. Pentru lei, vorbim de o zi care poate aduce destul de multă agitație pentru nimic, mai ales dacă divaghează sau se lasă ușor atrași în discuții lipsite de fertilitate pentru ei. Pentru fecioare, trebuie să se concentreze la ce au de făcut, mai ales în prima parte a zilei. Multe date, multe cifre sau multe alegeri și poate nu sunt foarte sigure de căile cele mai fructuoase. Le-ar prinde bine să se sfătuiască după amiază cu un prieten. Pentru balanțe, au decizii mari de luat sau de autoritatea lor, depinde ca lucrurile să se desfășoare corect și țin mult la reguli. E bine să defileze cu legea, cu normele sau cu contractele, astfel încât ceea ce pretind sau spun să fie acoperit de acte. Pentru scorpioni, ziua poate aduce preocupări pentru viitorul familiei, dar și diverse acțiuni pe care le întreprind pentru a pune niște acte în ordine sau averea în ordine. Pentru săgetători, sunt grijulii cu privire la averea lor, nu la banii pe care îi muncesc, ci la cei pe care i-au strâns sau i-au investit deja și vor să dea rezultate. Multe calcule de făcut astăzi. Pentru capricorn, atenție la sentimentele partenerului de viață, în special după amiază, se poartă cu mănuși, sunt foarte atenți să nu cumva să trezească dragonii. Pentru vărsători, muncă multă și nu prea plăcută, poate că sunt experimentați sau cunosc destul de bine domeniul, au șansa, dacă își fac treaba bine, să capete o calificare în plus. Pentru pești, ziua poate aduce imaginație și creativitate foarte bună în anumite munci, dar trebuie lăsați să lucreze liber, astfel încât să dea cel mai bun randament. Este o zi un pic răscolitoare din punct de vedere emoțional, pentru că probabil luăm lucrurile foarte serios. Să fim un pic mai detașați. Mai bine, ne vedem și mâine!